Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un unboxing la Oriflame din campania numărul 12. Sunt două campanii de acum trecute de atunci. Practic se începe și a treia campanie de când am plasat această comandă, dar acest pachetel m-a așteptat cu mincea ori acasă, m-am întors înapoi acasă și am hotărât să fac acest unboxing ca să pun lucrușoarele la loc. A fost o comandă de 623 de lei și să vă arăt ce am făcut comandă. Îmi scuzați, vă rog, glasul, e puțin răgușit afară. Este timpul mai rece și cred că asta este și cauza. Dar să trecem repejor la comandă, să vedeți ce am făcut atunci. Comandă de produse, ce mi-am cumpărat. Aici avem un cadou. Atunci când am plasat comanda, mi-a scris că voi primi un cadou. Nu știam ce, dar am primit acest set de creme de mâini, Joyful Delight. Este acel set cu 3 cremulețe de 30 de ml, care este cu liliac, bujor, dacă nu mă greșesc, și iasomie. Să deschid să le vedeți, cred că le cunoașteți toți, acest set de creme. Cam așa arată. Aceasta este cu iasomie. Nu știam ce cadou voi primi, dar m-am bucurat că creme de mâini niciodată nu sunt prea multe. Acesta este cu liliac. Și următoarea este, cred că, cu bujor. Eu am mai cumpărat acest set ceva de mult, dar nu pe această variantă, este pe varianta aceea cu flori pe el. A fost la o promoție foarte bună acest set, parfum și cremă de corp pe Clat Femme. Apa de toaletă la 50 de ml și crema de corp la 250 de ml. Nu am deschis-o încă. Am făcut comandă pentru copii acest gel de duș și șampon. Mă gândesc că dacă este și pentru păr și pentru corp, este foarte ok. Este cu căpșuni din gama Love Nature. Am mirosit, îmi place foarte mult cum miroase. Și încă unul, la fel, acestea sunt noutăți, tot din această gamă Love Nature, este cu măr. Îmi place mirosul foarte tare și la acesta. Și aceste șamponuri celor de duș veneau și cu săpunele. Și am luat-l pe acesta. După cum am observat, ăsta este în formă de măr. În catalog așa am văzut și acesta este în formă de căpșunică, dar când le voi deschide vom vedea cum sunt. Aici avem catalogul, dar catalogul a trecut de acum și ultimul produs este acest fond de ten de la Jordan Gold, Age Defying Serum Boost Foundation și eu am nuanța Vanilla Cool. Sper să-mi fie ok, fiindcă eu am nuanța tenului deschisă și pentru mine nuanțele la fondul de ten sunt cele mai ok, cele cu subton neutru. Și cam aceasta este mica mea comandă din campania numărul 12. Numărul 13-14 nu am făcut nicio comandă, dar aștept să se înceapă de pe 24 campania numărul 15 și voi vedea dacă voi găsi ceva bun acolo. Și cam aceasta a fost mica mea comandă. Încă o dată vă mai zic, vă aștept în continuare pe canalul meu și vă doresc o zi cât mai frumoasă.